dacă avem întrebări, dacă au colegii mei întrebări. Da, de la venirea mea la, la această echipă, eu cred și s-a văzut și meciul de astăzi că am schimbat, în primul rând, la nivel de mentalitate și, în primul rând, la sistemele de joc. Băieții au înțeles ceea ce le cer, îi felicit din toată inima pentru, pentru victorie. Au fost câteva săptămâni grele de la venirea mea, pentru că eu sunt adeptul unor antrenamente destul de tacticizate și destul de în viteză și n-a fost ușor, dar rezultatele încep să apară și ne bucurăm foarte mult că am obținut în seara asta victoria. Felicit în primul rând echipa Bacăului pentru că este o nucă foarte grea, o echipă foarte bună, cu jucători individuali buni și plus de asta un public senzațional. Adică câte meciuri ale Bacăului ați studiat înainte de jocul ăsta? De obicei studiem. Acum, cel puțin în ultimele două etape, ne-am studiat. Cu alte cuvinte, nu prea v-au surprins cu nimic nou astăzi. Nu e vorba de surprins, pentru că în handbalul din ziua de azi nu știu dacă, dacă mai ținem așa să surprindem echipa, pentru că în mare măsură fazele de joc se bazează foarte mult pe relațiile 1-1, 2-2 și de acolo capacitatea jucătorului de a dezvolta faza de joc, să dea la poartă sau să dea angajeze sau să dea drumul la minge pentru a se crea superioritate. Acum, cum am spus, ne așteptam la o apărare foarte, foarte bună a Bacăului, dar din fericire și munca noastră, interii noștri, linia de 9 metri a fost una de înaltă clasă astăzi și pentru asta îi felicit pe toți, și poarta și cei, toți jucătorii care au făcut parte. Ce? Spune câteva vorbe despre meci întâi. Părerea mea a fost un meci echilibrat, mai ales și în prima repriză, în care am condus noi, am condus ei. Felicit echipa Bacăului pentru cum s-au pregătit pentru acest meci. Mi-am pus destul de multe dificultăți, mai ales și în atac și în apărare. Și vreau să felicit băieții pentru tot ce au muncit. Fiecare a muncit, fiecare ne-a făcut datoria și asta a dus succesul echipei. După părerea ta, în repriza a doua, unde s-a făcut diferența? După părerea mea, în apărare. Ne-am apărat mult mai compact, mult mai bine, mai ales în zona centrală și poarta a prins ce a fost de apărat. În ce te privește, cum e să câștigi un meci foarte important pentru subsol, de ziua ta, onomastică? A fost o bucurie normală, mai ales de ziua mea, a fost un cadou frumos primit. Și sper la cât mai multe viitori, dacă nu